Unde-i sacoșa aia? Da, mă, au luat, au confiscat-o. Cum te prinde, cum ți-o ia, fără discuții. Ori plătești 500 pe loc, dar rămâne tot, rămâne tot confiscată cum ar fi, dar ți-o duci tu într-un garaj undeva. Deci să le mai dai și 500 după aia. Ca să vezi și tu ce excroci. Da. Da, mă, legea aici. Au luat. Nici nu-ți dă termen, nici nu-ți dă nimic. Bun, a doua oară dacă te prind, te ard. Nimic, băi, băiatule, cum te prinde, cum somorul, cum te prinde, cum te arde. Zici că au nevoie de mașini, zici că au contracte cu ăștia de la fiare vechi, cu fel și fel de... Stai să mă scoate tipa, stai așa că îi dau foc acum, chiar în față la poliție îi dau foc. Dă și mie mărgeluțele astea. Sau smulg oglinda. No, ia oglinda. Stai, nu rupe, că aia se scoate. Eu iau cu totul. N-au, mă, niciun stres, nicio asta. O, ia cu, cum te-a prins, cum confiscă tot. Tot, băi, băiatule, bă, nu au nicio treabă. Că te știe, că te cunoaște, că e vecin cu tine. N-are, mă, niciun stres. S-a pus pe... Pe stranieri urât. E scroci. Da. Da, Andrei. Și ai noștri să moră din guvern dacă nu o mână mână cu ei. Că dacă ar fi ar lua măsuri, băi, lasă-i, dați-le un termen, dați-le ceva, pentru că lumea mai muncește, mai asta, până strânge. Vine la noi, la Roma, la ambasadă. Păi, normal că-s mână mână, dar ție drept cu toți. Da, m-a luat. Nu s-au lăsat până n-au... Până n-au luat tot. Confiștii. Da, iau, dar ce vrăjeală, băi, Andrei, că plătește 500 de euro acum pe loc, iei mașina, o lași, dar într-un garaj undeva, nu o lași în stradă sau undeva. Și rămâne sechestrat acolo, n-ai voi. Păi la ce dracu să-ți mai dai eu 500, mă, dacă asta? Și pe aia trebuie să umbli, să... o înscrie neapărat pe asta lor. Păi lasă-mă, mă, dăm timp. Păi, tu nu-mi dai timp ca să o înscriu și eu să umblu, că nu costă 200-300 de euro. Împinge-o puțin în față, nu poți distanța așa, să nu uită. Te costă de la 1000 jumate în sus, cea mai ieftină. Ce-s cu astea pe jos aici? Ha, nu știu. Lasă-o, dragă, pe partea altă. Da, mă, e dezastru. Stai așa că îi dau foc acum. Să mor dacă nu îi dau foc în direct. Uite-ți la ăștia aici, la... Îs chiar la ei. N-au nicio treabă, mă, nu te lasă, nu-ți dă, băi, stai așa, bun, dacă te mai prind odată, conform legii, na, știi, ok, lasă-mă, mă, dar poate mă duc ca să-i schimb numerele atunci. Nimic, bă, niciun... Nu te lasă deloc să moră dacă îți dă voie. Ce mai faci? Prin buzunare, prin torpedou, ce e, nimic. Moră dacă nu... Uite, așa le faci la toți. Uite, asta e de Polonia, aici, mașina asta la altă. Și asta e confiscată de Polonia la ei. Da, mă. Ai grijă, Andrei, că e jale. Uite, îmi strâng tot din ea ca să ia și astea de lume, cu le las lor. Le vin de la fier vechi, fac bani cu astea. Dacă te mașini confiscă, ei încasează la greu bani. Hmm? Nu, no, acolo. Dă o dreacu de rezervă. Ce mai e?
Da, și pernele astea doar. Le las pernele. Le dai mașină intactă, frumos. Le confiscă, le schimbă numerele frumos și peste un an, doi le vezi la vânzare. Păi da, mie îmi spui? Da, cum? Da, mă, te... Te arde oamenii. Confiscă, cum să nu? Stai așa. Rupe-o înăuntru, nu pe afară, că faci de lângă. Hai să le-o dau frumos. Bare dacă a luat-o, să o ia ca lumea. Păi da. Dacă tot le-o... O ia... Așa. S-o confiște ca lumea. Păi e mașina mea, ce să-i fac? Păi da. Ce să-i fac? E a mea, fac ce vreau cu ea. S-o confiște. Ia Salvini, mașină. Ia. Ia mașină, Salvini. Ia. Ia Salvini, mașină. Salvini, ia mașină. Ia. Ia Salvini, ia. Salvini. Ia mașină. E mașina mea, e proprietatea mea. Ia Salvini, ia. Da, cu ăsta e per Salvini, că lui a fatu cu ăsta. Per vedere tutti drumenul vede. Ascultă-mi.